iau. Trag tare, bag box, alergare, ține garda cum trebuie să nu te sar din picioare. Publicul țipă și sare când Floris Gada pare că am o determinare, cam cât valoarea de mare. Sportii pe etichetă, știi și ce-i respect. Du stângul țin în față, în viață plec cu dreptul. Nu ți-a arătat talentul, că am văzut și mai mari. Stângă, dreaptă și croșeu, hocus pocus dispari. Hocus pocus dispari. Hocus pocus dispari. Hocus pocus dispari. Plec, tocmai ce am ajuns acasă ieri, astăzi deja plec. Plecăm la curs la București. Activități cu bebe Marcus. Pleci, nu plec. Plec, nu singur, suntem o echipă. Go. Da, am plecat. Mergem către concurs, către curs, pardon, curs de box. Mulțumesc să duc și gunoiul. Ce să zic, la București, cursul este de la 8 la 6, de la 8 jumate la 6 seara. Am zis să fac vlogul ăsta pentru a face o inițiere, pentru că vreau să devin antrenor. Să mă dedic cu totul sportului. Bine, mai sunt câteva obiective de atins pe plan sportiv, dar lucrurile pot merge liniștite împreună atunci când există dedicare, perseverență și când chiar îți dorești cu adevărat. Aici facem o mică paranteză, foarte mare gunoiul, măcar cum cât de cât e strâns. Ce să zic, mă duc cu mașina până la sală, de acolo mergem cu băieții, am găsit un apartament unde să stăm, pentru că mâine dimineața să fim fresh. Mă duc cu clubul House of Movement, mă imediat mă duc să mă întâlnesc cu Dani, așa că o să închid și îl deschid iară când mă întâlnesc cu el, personajul din episoadele anterioare. Aici și Dani. Mergi cu mașina, o lași acolo? Da, salut! Asta e pentru vlog. Cine? Pentru vlog. Mersi. Am ajuns la sală. Deci așa arată sala. E mică, vrem să ne mutăm jos, unde o să apare mega filmările. Aici aș fi, hai. Uite aici, am filmat de cu fertile. Poți să le filmezi dacă... Frumos! Tocmai ce-am oprit în Reghin. Încă suntem pe drum. Ne-am oprit la o benzinărie. Bolidul ăsta suntem. Nu mai avem chiar foarte mult. În cele din urmă am ajuns București, curs specializare box. Ăsta e apartamentul. E 7. Întâi gustoase, spate de porc făros la 18,99 lei kilogramă. Agitată? Nu știu ce înseamnă. Greu să fac o calmă indiferent de situație. Vine natural.
dimineața. Bună dimineața, boss. Tu ești pe filmat? Păi cum? Așa de dimineață. Nu, băiate. Numai bine. A trezit și colegul. Ne pregătim să ne facem un mic dejun, după care pornim. Fai performance boxing. Cam asta e peisajul. E cald la București. Foarte bine. Vă salut! Vlad, îmi pare bine! Andrei, îmi pare bine! Salutare! Vă salut, Andrei! Îmi pare bine! În formă! Nu, Maxim? Da! Comențem! În care ți-a sportiv spațiu de alții care s-au lăsat și au început cu... Intrați, sala aveți vestiară de băieți în capăt, vă schimbați acolo, da? Da. Cred că unele sunt împuiate, nu știu de ce. Și pe aia ne vedem, mergem să luăm niște apă. Baia sunt în dreapta, da, în colț și dreapta. La deci la, acolo nu merge apă, nu înțeleg, dar aici merge apă la... Ok? E. Ne vedeți. Super. Mersi. Nu. No. Să trăiți! Ce zici, ce zici? Îmi poartă bine, uite pe aici! Opa! Ce faci, mă? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Salut! Salut! Ce faci? Foarte bine, mulțumim! Te salut! Voi? Salut! Ieri am venit. Mare, sunt mare bine! Aici e vesteanul. Să mă văd și eu că dacă filmez nu mă prea văd. Suntem... Ai găsit Robertul S? Da, am găsit, dar nu are nimic de aici.
Cred că acum am pus ăla aici, trebuie să mă schimb. Ce boss? Bă, da, să văd din cadru, mă, băie. Ce? Ce mi-a luat de femeie? De femeie. Ok. În altă ordine de idei, bine ați venit la Fight Performance Boxing Coach. Este a treia ediție. Și mă bucur foarte mult că sunteți aici prezent, sunt un număr atât de mare. Stai la fiecare de 100 de mii. Probabil undeva pe bun. Jurul prânzului o să mai avem încă 3 persoane care se vor mai adăuga grupului. Bun. În altă ordine, pentru noi, și asta voiam să fac încă de la început, pentru că vreau să ne ajutați și noi, așa cum noi încercăm să vă ajutăm pe voi. Este un schimb continuu de informații, dar și de ce o să facem astăzi aici, o să învățăm unii de la alții, practic. Ce vreau să vă rog, dacă puteți, pentru că brandul nostru este într-o continuă creștere, dacă un șef, știți și voi că trăim într-o eră a digitalizării și a vitezei și a networking-ului, ne-ar ajuta mult orice tag, orice distribuire, Fight Performance Boxing Coach, dacă vreți și distribuire pentru sponsorul nostru Pro Nutrition, ne-ar ajuta foarte mult. Înainte să începem, aș vrea să ne cunoaștem puțin, pentru că vreau să știm exact care este scopul pentru care ați venit voi aici, câteva cuvinte despre voi și după aceea o să trecem la următorul slide. O să încep de la stânga și venim la așa, Robert. Sigur. Salutare, numele meu este Robert Jitaru, sunt post-sportiv de performanță, dublu campion european în box. Am susținut în total 130 de meciuri, dintre care aproximativ doar 5 pierdute, pot spune. Mă mândresc cu aceste titluri de dublu campion european, îmi pare bine că ați venit la curs și abia aștept să începem să discutăm lucruri concrete. Maxim Mihai, de la Bistrița. Sunt antrenor pe functional training, am cursuri făcute de terit și antrenez sportiv și vreau să învăț, să văd pe partea de box, cum pot să ajut boxeri ca să performeze. Salut, sunt Domnul de Andrei, sunt militar și sportiv de mai bine de 15 ani. Fac box de 4 ani și vreau să mă perfecționez și de ce nu să ajung cât mai sus și pe plan sportiv și pe plan de antrenor. Salutare, eu sunt Alex Stoian, mă bucur să mă aflu astăzi aici. Am venit mai mult pentru experiență, deși îmi plac sporturile în general. N-am mai practicat box până acum, nu am înfrângeri sau victorii, dar să sperăm că vom schimba asta. Vă mulțumesc! Sper să pleci victorios! Salut, Costin Achiu din București. Mă activez în domeniu, sunt artist de profesie. În ultimii ani am început să învăț despre sport și biomecanică și toate cursurile de TRX de la Demi, unde l-am cunoscut pe Vlad. Și vreau să mă spun multe despre box și cum, da, cum să fac antrenamente, să dezvolt de zona core și de ce nu să mă și apă. Salut, sunt Bătinaș Cristian, sunt de la Bistrița. Am venit să apucăm un lucru nou despre sport box. Salut, sunt Florin Gabor, am venit aici la voi pentru a învăța multe chestii despre box pentru a aplica în noua mea sală. Salut, sunt Alex Voicu, practic doar fitness, nu vă zau niciodată treabă, dar vreau să încep de acum. Salut, sunt Borate Marius, momentan sunt la liceu și am venit să-mi vorbeam multe despre arta boxului. Super. Salut, sunt Cosmin și sunt antrenor de fitness.
fac box de 2 ani. Bravo! Bravo! Salut, sunt Adolf de la Brașov și pentru mine boxul a început ca un hobby, dar aș vrea să performez și de aia am venit în lucrul acesta. Salut, sunt Vlad. Am venit a doua oară, un club de băieți pe care mă mândresc cu ei și sper să învățăm cu noi. Salut, sunt Bordovan Ionuț, sunt de la Bistrița, fost sportiv de performanță și am venit la voi să învăț chestii noi, benefice și pe care știți pe bine. Performanță box, nu? Da. Ok. Scuze-mă. Bună, sunt Bianca, practic fitness, familia German mi-a indus toată treaba ta în sportul și am venit să țin pe cartă și desigur să mă bucur de experiență. Bună, eu sunt Cristina, sunt fostă sportivă de performanță, am făcut vreo 12 ani de box, sunt vicecampioană europeană, multiple campioană națională și am venit să-i susțin pe cartă Cezar, Robert și Vlad și să învăț și eu mai multe chestii și să vă învăț și pe voi. Cristina face parte, Imodes, face parte din echipa noastră și ne ajută foarte mult. Fără ea, multe lucruri nu s-ar putea face. Mulțumim mult! Salut, sunt Marius, vin de la Cluj, lucrez ca și kinetoterapeut de vreo 3 ani și am venit să văd cum aș putea să folosesc informațiile de la acest curs pentru a aplica în recuperarea cu pacienții și pentru mine să dau un pumn așa dat. Sau invers! Mulțumesc! În sală, pe băieții am cunoscut ediția trecută și acum particip din nou să aprofundez un pic mai mult. Bună, eu sunt Cezar Zuratoni, mult timpul campion național de junior, tineri și seniori, fost boxer profesionist cu 12 meciuri, 11 victorii, 9 prin knockout și un egal. Actual antrenor la Dinamo de box, de performanță. Nu m-am trecut să vă zic și palmaresul meu ca antrenor. Doar anul trecut am scos 10 campioni naționali și în trecut, de când m-am apucat de antrenor, de antrenorat, am 4 medalii internaționale, 2 de bronz și 2 de argint la European. Salutare, eu sunt Cătălin German, alături de Vlad am dezvoltat acest curs, unde s-a investit foarte multă muncă. Cursul ne-a luat aproximativ un an și jumătate până a ajuns la forma finală. A fost foarte multă muncă. În prezent am dezvoltat o colaborare cu Federația de Box și sperăm ca cursul să fie cursul de instructor aprobat de Federația de Box și certificat de Ministerul Tineretului și Sportului. Practic acesta va fi primul modul din seria de 3 module. Eu, la ora actuală, sunt preparator fizic la loturile naționale și olimpice de box, lot olimpic de scrimă. În ultimii 5 ani am intrat pe zona de neuroștiință și fac cercetare în zona de neuroștiință aplicată și vă urez succes tuturor! Bună, eu sunt Vlad, lucrez ca antrenor de, cred că mai bine de 15 ani. Actualmente activez la Stejarii Country Club, cam de 10 ani de când clubul s-a deschis. După cum a spus și Cătălin, împreună cu el am dezvoltat acest concept. Sunt de asemenea la Academia de Cursuri a lui Dimi, master trainer pe diferite concepte. Preparator fizic la lotul olimpic de scrimă feminin. Și sper ca pe parcursul zilei de astăzi voi să plecați cu cât mai multă informație și cu siguranță o să plecați cu cât mai multă informație să aplicați direct în fie că sunteți sportivi de performanță, fie că sunteți doar la început de drum, absolut toate lucrurile pe care o să le facem astăzi sunt convins că o să aducă plus valoare în ceea ce voi faceți deja. Bun, haideți să trecem mai departe.
distanța, cam la distanță, cât ai numărat, ar trebui să ai și de picioare, aproximativ. Așa. Genunchii puțin flexați. Cine e stânga, ce invers. Trage piciorul stâng în spate. Și rămâne cu dreptul în față. Bun, încă o dată. Hai. Stâng drept. Bun. În spate. Drept stâng. Exact. Drept stâng. Nu vă zic. Mergem să mâncăm aici cu domnul antrenor Dani. Telefonul? E acolo, e acolo.
Mergem. Bă, sincer, foarte interesant. Da. Lucruri care sunt foarte, foarte importante, care îți construiesc o bază solidă. Abia aștept să văd ce urmează. Așa că revenim de la masă. Așa că revenim de la masă. Vreau să luăm masa și avem la dispoziție o oră. Băieți, cum se simte aerul de București? Toxic. Foarte toxic. Ce vreți să mâncăm? Bubuială, bubuială, auzi? Da. Omul, cafea bună, la omul a băut 4 cafele și dau cola la jumătate. Uite aici. Intrarea. Nu, mai acolo în față, da. Uite că îmi scrie că n-am voie să filmez. Da? No. Fără aparat foto, fără. Zii, pa, pa, ceau, ceau. Am plecat. Am mâncat, dispoziția e bună. Am mâncat, dispoziția e perfectă. Un somn ar merge? Unu, lung. Oare de un ochi. Oare de un ochi, da. Revenim. Da, urmează. Bă, hai să mergem că... Ne sparge amun. Da, liniștit că și ăștia nu m-am mult făcut. Deci nu te trebuie. Ai mai strigat, da? Că. Bun. Exact cum am făcut croșeul cu pepătul de stânga, pe același principiu, doar că băgăm totul în interior, aceeași răsucire și aceeași descărcare de forță într-un punct fix. Hop! Uppercut-ul, vreau să... Ia, nu am față. Vino partea asta. Să vedeți tot din spate. În timpul boxului sau în timp ce boxezi sau te antrenezi sau... Vreau ca uppercut-ul de stânga să... Așa,
Nu o să filmez mult pentru că nu mai îmi permite memoria. Am terminat cursul, am filmat finalul. Iar acum am venit până la DIM Functional Training Center, Smart Training System. Aici Dani și înăuntru este și Mihai. Ne revenim de pe traseu. Se detectă și croșeu, hocus pocus dispari. Hocus pocus dispari. Hocus pocus dispari. Hocus pocus dispari.